HC Alba Sebeș a reușit duminică în sala Florin Fleșeri o victorie foarte importantă pentru moral. Fetele antrenate de Octavian Achimescu le-au învins pe handbalistele Universității Reșița cu scorul de 27-20. După meci, atât antrenorul sebeșencilor, cât și președintele Virgil Costea au fost deranjați de faptul că echipa ratează foarte mult. După ce au pierdut incredibil la Timișoara săptămâna trecută, handbalistele clubului din Sebeș aveau nevoie de o victorie de moral. Și au reușit-o, însă după partidă, Octavian Achimescu era nemulțumit de ocaziile ratate prea ușor. Un joc dificil, un joc cu echipă cu câteva jucătoare experimentate, dar din nou ratările își pun cuvântul când și în prima repriză diferența putea fi mult mai mare și în a doua, deci ratăm enorm de mult. E un blocaj psihic, la fiecare joc avem cel puțin minim 10 ratări de pe 6 meci. Tehnicianul a declarat că obiectivul echipei în acest sezon nu este promovarea în Liga Națională. Eu nu pot să spun că e evoluție inconstantă, nu știu ce se așteaptă de la această echipă. Eu tot am spus că ca obiectiv avem consolidarea unei echipe. Deci prea mult dați în ziare că noi suntem la promovare. Nu există deocamdată, deci încercăm să facem fiecare joc să-l câștigăm. E o echipă în construcție, e o echipă care au plecat două jucătoare comparativ cu anul trecut. Deci o echipă care vrem să crește meci de meci, dar ratările ne trag în jos. Cu 8 goluri marcate și un joc extrem de bun făcut, duminică Paula Chirilă s-a arătat încântată de victoria pe care a obținut-o alături de colegele sale. Cum a fost meciul astăzi? Dificil. Aveam nevoie de o victorie neapărat, am avut un eșec la Timișoara și am fost un pic motivate, trebuia să câștigăm, mai avem două meciuri foarte grele cu primele două clasate. Și e bine că am terminat cu bine și fără accidentări și a fost ok. Joi, HC Alba Sebeș va evolua pe terenul formației Național Râmnicu Vâlcea. Partida se anunță una extrem de dificilă pentru trupa din județul Alba, având în vedere că oltencele sunt mai experimentate și mai bine poziționate în clasamentul diviziei A.